domnul Răzvan Popescu. Este domnul Răzvan. Frumos, ce zic. Ia spune-mi tu mie ce am anunțat noi azi. Ce teasing ai făcut tu săptămâna trecută? Ai făcut și ieri și astăzi? Am anunțat că de astăzi sau de ieri sau de din 19 octombrie am un nou coleg la radio și colegul acela s-a ținut de cuvânt și a venit. Mi-a fost frică până când am deschis microfonul că o să-mi dea țeapă, dar s-a ținut de cuvânt și, și a venit. E vorba de stimabilul maestru, domnul Cuza. Aici la Radio Zut toți suntem domn. Și mulțumesc, vă mulțumesc. Nu știu, Popescu. Îmi pare bine. Nu știu de unde vii tu, acolo în anturajul al tău, dacă era ta respect o să primești aici. Deci din domn și doamnă nu o să scoată. Ferească Dumnezeu. Mamă, au fost, am auzit că au fost opțiuni mai bune, dar n-am putut să vină. Au fost opțiuni mai bune, dar am rămas cu domnul. Au fost 10 pe listă, domnule. Da. Toți au refuzat. Nu au zis, bă, tată, noi nu venim. Și păi la avem pe ăsta, iau. Ăsta a făcut 30 de ani și o lună azi. 30 de ani și o lună am făcut, vă mulțumesc frumos de la mulți. Aplauze și la mulți ani. Ce ai căutat și cum l-ai găsit? Singura condiție pe care n-am îndeplinit-o, dar fiindcă îl cunosc de multă vreme, am trecut peste, era să nu-mi doream un necăsătorit coleg de emisiune. Și el n-a îndeplinit această condiție, este necăsătorit, dar are alte calități. Îl cheamă Popescu așa cum îl cheamă și pe mine. E din Târgu Jiu. Iar eu am niște legături emoționale foarte puternice cu Târgu Jiu. Mă încarc la, cum zice, coloana infinitului, mănânc pe masa tăcerii. Păi, și, e și solar. Așa, e de bine. Da, și ce solar. Bine, da. Uite, ce. Da, cam asta e. Singura condiție pe care n-am îndeplinit-o a fost că e necăsătorit. Dar sper să nu fie probleme pe partea asta. Păi nu, că aici am auzit că la emisiunea lui Popescu e ca la Neața, acolo asistentele pleacă însărcinate și de aici colegii pleacă căsătoriți. Deci, și tu ce-ți dorești pentru viitor? Să mă căsătoresc, clar, să plec. Nu, însărcinată nu rămân. Da. Ia spune-mi, Cuza, cum ai primit tu această veste minunată și ce crezi că te-a calificat? Că acum am aflat ce a zis, ce a căutat Răzvan, dar spune ce ai găsit tu. Mă, acum sincer, lăsăm gluma la o parte, că m-a sunat Răzvan și mi-a propus ipotetic. Mi-a zis, și cum ți s-ar părea ideea asta de a face? I-am zis, băi, tare, e mișto, aș vrea să fac. După, ușor, a început să se concretizeze. Când am aflat câte sarcini și îndatoriri am spus că nu mai vin și după aia mi-a zis Răzvan, păi da, te plătim cu... Și ai zis, bine, mă întorc. Unde ai terminat? Ziceai că vorbim serios, dar la un moment dat ai schimbat seriosul pe glumă? Sau Da. Asta, așa îmi spune și psihologa mea. Bine, nu putem să vorbim niciodată. Nu. Așa, și? Da, și nu, clar. Revenind la serios, pentru mine e o super bucurie propunerea. Și chiar e o oportunitate personală și profesională să mă dezvolt. Și în special că... Și uite de la mine ce o să te dezvolți. De asta mi-e să nu... Căutam un nutriționist. O să-i calc pe urmele Popescu doar profesional. Și... Bine, uite-l ce ferice e. Da, nu, chiar. Chiar mă bucur pentru că pe lângă legătura și faptul că ne cunoaștem de multă vreme, noi noaptea târziu, că de acolo vin cumva, avem o legătură foarte puternică cu Radio Zoo de mulți ani, de când am apărut noi, din prima zi, practic, primul mare jucător, prima promovare, prima chestie făcută în primele ore ale proiectului nostru a fost din partea Zoo, întâmplător nici în momentul ăsta, nu știu cum de s-a întâmplat și cine ne-a găsit. Și pe lângă asta am început să cunosc echipa. Ce sunt miștocuți, sunt oameni. Ți-ai dat seama că ești Zoo și tu un pic pe acolo. Da. Și am încredere foarte mare în experiența lui Popescu, încât să ajung și eu să spun măcar 4 cuvinte la fel de frumoase cum le spune el pe tata. Aaaa, ca experiență. Da. Vezi, uite, sună telefon. A simțit soția că e cineva care are cuvinte frumoase despre mine și a vrut să intervină. Dar zis, chiar pune-mă pe speaker. Ce cuvinte frumoase zici, mă, copile? Despre soțul meu. Exact. Răzvan, spune-mi, ce ai de gând să tragi de la Cuza foarte mult? Nu vreau să trag de el în primul rând, pentru că el trebuie să-și dorească și își dorește lucrul ăsta. Și acum, făcând o glumă, dacă vrea să tragă, să pună bani. Aia. Exact. Dar vreau să ne facem unul altuia zilele de luni până vineri foarte ok. Și după amiezele mai ales. Și dacă ne le facem noi unul altuia ok, cu siguranță va fi ok și pentru oamenii care ne ascultă. V-ați gândit la un nume de emisiune?
Nu. Și cum plănuiți să faceți? Putem să fim și fără nume, pentru că okay. Nu cred că în nume stă treaba, dar pot și ascultătorii să, după ce ne vor cunoaște în formula asta, pe mine mă știu mai bine ascultătorii ZUP, pe Cuza mai puțin ca om de radio, ca și alt știu, și cu siguranță va veni și, și numele. Cred că asta e ultima problemă. Cum a fost prima emisiune, Cuza? Cum ți s-a părut? Groaznică. În prima emisiune, emoții. Ai avut emoții? Emoții mari, da. Da, cu toate că am fost invitat la radio prin prisma proiectului. Am interacțiune permanentă cu televiziunea. Ai emoții. Cum vedeai tu radioul înainte, până să fii în el? Care era, știi că în general radioul e zona aia pe care nu o vezi, o auzi, emoții. Tu cum îl percepeai? Mie radioul dintotdeauna mi s-a părut o chestiune foarte cool. Cu atât mai mult în vremurile noastre, când totul se tehnologizează și toată lumea caută imagine și toată lumea caută senzațional, și mi se pare că radioul a rămas în zona asta mișto de hipsteri și zona asta de oameni care chiar caută să afle niște lucruri, să se distreze și să ia cumva esența unui sentiment, exact ce ai spus tu. Sunt niște stări mișto pe care ți le dă radioul și faptul că am avut emoții în prima emisiune se datorează și de faptul că am realizat câtă putere are cuvântul. Că la radio e doar cuvânt. La TV te mai scălăm, băi, eu mai scos dintr-o mișcare, mai hăhăială. Mai faci cu ochiul, mai vin gagicile. Aici ce spui, aia e tot. Că spui gol, va fi gol. Că spui cu esență, are esență. Că spui cu stare, are stare. Și eu sper să nu mai spun chestii fără esență. Dar cum ai spus? Păi la prima emisiune sunt, îți dai seama. De asta spun că mă bazez foarte mult pe experiența lui Popescu. Mă bazez pe tonul vocii lui. Dacă el spune că vrea să tragă ceva de la mine, eu clar o să trag tot de la el. Pentru că îți dai seama când ești... Și vreo 15 kg. Că poți să-l tragi de la mine. Aș avea nevoie de un 10 kg, de ce? De ce mă întreb? Da, îți dau, nu e fără probleme. Și e clar că am multe de învățat și îmi dau seama că de pe scaunul ăla sunt chestii la care nu m-aș fi gândit niciodată. De la entuziasm în voce, ton, volum, numărul de cuvinte, atenția pe care o ai. Ai un timp limitat, poate. Trebuie să transmiți mesajul. Nu poți să te aduci pe la București, Ploiești, Iași, Cluj ca să ajungi la Brașov. Adică trebuie să fii acolo, pe cea mai scurtă rută și cea mai bună. Și am multe de învățat. Adică vrei să fii un fel de Waze al radioului românesc. Păi tu ești deja. Fă-mă că vine Google Maps. Cum ai vrea să te... înțeleagă ce ai vrea să știe despre tine publicul radio, ascultătorii? Ești deștept. Nu, tocmai la asta mă gândeam. Adică nu vrei să faci pe deșteptul la radio? Nu, deloc. Cine este Cuza de la ZU? Cuza de la ZU? Cuzu. E Cuzu? Cred că e în formare în momentul de față, dar pot să spun cine ar vrea să fie. Ok. Că nu știu dacă și ajung în punctul la care, sau punctul pe care îl văd acum, poate se schimbă pe parcurs. N-aș vrea să învețe oamenii nimic de la mine, dar aș vrea să se distreze cu mine. N-aș vrea să, exact ce ți-am zis, n-aș vrea să fiu vreun deștept, că nu sunt deștept nici în viața reală. Adică de ce aș încerca să fac treaba asta acum? Nu, aș vrea... Deci da, ne-am înțeles și am zis să fim împreună, că nici eu nu sunt deștept în viața reală, sunt chiar tântălău, cum ar zice niște prieteni. Deci tântălău și gogomanul, sau? Chiar că. Da. Bune! Răzvan Popescu, felicitări cu o alegere bună. Zici tu? Da. Să vedem peste 3 luni când vin audiențele. Peste 3 luni se vede dacă mai stau aici. Deci, exact. Oameni buni, dacă peste 3 luni nu o să mai fiu, să știți că nu m-am descurcat. E simplu. Hai 6. Când vă ascultă ascultătorii la ZU? De luni până vineri? Așa? De la 4 la 6 și vineri de la 4 la 7. Bravo! Am învățat! Știe programul, asta e bine. Păi la banii ăștia. Cum să nu știu? Ar fi culmea, măcar program. Da, vă mulțumesc, sper să vă placă. Și mulțumesc Răzvan și Radio ZU pentru încredere și pentru propunere. E clar că intru ca un novice și o să plec ca un profesionist. Haide, mă! Peste 20 de ani. Boom!